Bine ați venit la Bravo Skin, ediția legendare lor. Astăzi am adus 5 concurenți, iar aceștia și-au ales câte 3 skin-uri diferite pe care le-au considerat ei cele mai potrivite pentru acest concurs. Pe parcursul videoclipului și-a făcut apariția și copilul toxic, dar Rusel 2012, care a dat alături de mine note concurenților și-a ales câștigătorul. Apropo, follow pe Instagram, primul link în descriere de la Eneba pentru cele mai ieftine jocuri și like-uri multe dacă vă place acest tip de conținut. Vizionare plăcută! Și am revenit cu ediția a doua din Bravo Skin, dar acum jucăm cu legendare. Deci fiți atenți, sunteți pregătiți, văd că v-ați pregătit cu câteva skin-uri, câteva legendare. Avem 3 runde, după cum bine știți. Uitați-vă și pe Darius aici, dar nu știu ce se întâmplă cu Darius, cred că a murit săracul, e aici, e în altă lume, Darius, hai că lăsăm aici să nu-l dăm jos, că se duce. Hai să vedem, deci suntem 5 persoane acum, Edi, Floppy, Castorul, Lux și cu Dani. Care credeți că o să câștige? Eu zic că o să câștig eu, pentru că toți sunt nabi. Bun, și hai să începem aici cu Edi. Luăm din partea stângă, că parcă așa am făcut și data trecută. Edi, spune-mi ce te-a făcut pe tine să alegi acest skin de unicorn. Vedem că ești așa, rozaliu, alb, unicorn, ești din... Nu știu cum să mai numesc alea cu unicorn, din fine, zi tu. Ok, acest skin este din My Little Pony, deoarece așa. Bunica mea, mai bine zis străbunica, a avut un pony exact la fel ca acesta. Și de asta mi l-am luat pentru amintirile ei. Crezi că o să câștigi tu runda aceasta cu unicornul? Nu știu ce să zic. Bă, nici eu nu știu ce să zic, adică momentan nu-ți dau nicio notă. Trecem mai departe și o să vă dau la final note. Chiar nu știu ce să zic aici. E o rundă cam strânsă, sincer. E o rundă cam strânsă, dar hai să vedem. Acum vine rândul lui Castru. Bă, Castru, ai un skin interesant, zici că ești din Lego Ninjago, zici că ești Jay ăla. Tu ești? Eu sunt, deci el e caracterul meu preferat. Așa. Și am zis să cumpăr din ăla cu el uniformă, gen. Da, ai cumpărat uniformă, deci te-ai făcut și ninja. Și albastru la culoare te-ai făcut, văd. Da, m-am pictat. E interesant skinul acesta, chiar e interesant, mi se pare că l-am și eu, dar... E ceva secret și am făcut un videoclip, de fapt nu știu dacă apare ăla înainte, în afară de ăsta, habar, da. Momentan nu știu ce să zic, adică vezi că e mișto skinul acesta, dar nu zic mai mult de atât. Momentan nu zic mai mult de atât. Bun, acum începem la Floppy, uite, pe Dani să joacă pe aici, nu știu, dansează. Floppy, spunem ce te-a făcut să alegi skinul acesta de turtă dulce. Te crezi în, că nu e, nu, s-a dus iarna, gata, a trecut iarna. Ți-e dor de iarnă? Da, da, mi-e dor și am ales acest skin deoarece a trecut prin Oklahoma și a fost turtit de un elefant. Ha? Uitați, după cum poți vedea, e cam turtit. Prin ce a trecut, mă, Oklahoma sau ce e aia? Oklahoma e un stat din America. E ca Ohio. Da, știam, hai că știam dacă e. Da, în fine, da, hai să trecem acum. Skinul acesta mi se pare că l-am și eu din nu, mi se pare că l-am pe ăla de băiat, în fine. Nu, tu l-ai pe ăla băiat. Da, băiat. Bă, de unde știi, mă, Castore? Tu ai hack? Da, am hack. Am înțeles. Bun, acum Lux. Skinul acesta, Lux, tu ești un robot, ce e ăsta? Lucrează în medicină, e medic, robot, medic, e mai nou, s-a făcut de la inteligența artificială. Bunia. Da, deci se pare că Lux atât a avut de spus, deci nu vorbește, că e robot. Am înțeles. Zic aia e povestea robotului ăsta. Eu am zis o poveste, nu știu dacă e reală, tu să-mi spui. Ăsta e un robot făcut pentru medicină, făcut de ce a fost Einstein. Ok, cum am zis. Dar cine mă dă? Am stat... Einstein. Și... E făcut în fine, chiar dacă are stagul japonii. Fii atent că e interesant ăsta, adică ești medic așa și ce ai reușit să faci tu? Ai avut pacienți, ai rezolvat multe treburi sau ești cam degeaba acolo în medicină? Sunt degeaba, că nimeni nu mă place. Ok, hai să trecem la Dani. Skinul de capibara și capibara am și eu, dacă știți, bine, momentan nu prea are nimeni membru, am doar un membru, din păcate, ce trist, dar la emoturi acolo, la membru, la emojiuri, am un emoji de capibara și ăsta e, adică de emojiul de capibara din joc, cum ar veni. Și Dani, spune-mi, de ce ai ales tu acest skin? Eu am ales acest skin, fiindcă am o capibara fermare. Așa, dar... ai acasă? Da, da. Mamă, primul român cu capibara, incredibil așa ceva. Și cum e? Am vrut să întreb dacă e greu de întreținut și se pare că da. Na, ce trist. Bun, acum hai să vedem, lăsăm toate astea la o parte, hai să vedem cine o să fie câștigător oare. Bă, dar eu chiar nu știu ce să zic, sincer, adică și ăsta e mișto, și ăsta e mișto că l-am și eu, și ăsta e mișto că l-am pe băiat. Ăsta e Caterin așa, capibara am emoji-ul la canal, chiar nu știu ce să zic. Nu mai câștigă capibara, că ți-a dat pum. Hai, bă, capibara, fii atent că dacă mai dai pum, ăsta, Dani, dacă mai dai pum... Dacă mai dai pum sau dacă mai iei pe mine, nu mai câștigi nimic, că poate tu erai câștigătorul, habar n-am, nu știu ce să zic. Bun, deci hai să vedem, Edi, Castorul, Floppy, Lux și Dani, care credeți că o să câștige? Oare scrieți voi acolo în comentarii cine credeți, adică care vi se pare vouă skinul mai bun? Sincer să fiu, nu știu pe care să-l aleg, dar aș avea un motiv să aleg unul din skinurile acestea, mă îndrept spre el, adică vă las acum pe ecran, voi vedeți care e, ei nu văd, dar... M-aș îndrepta spre skinul acela deoarece am emoji-ul la canal și înseamnă că este capibara. Deci, Dani, ai câștigat runda aceasta, tu ești câștigătorul primei runde. Te-a plătit, e
la ură, tu uite. Am restul, măcar felicitați și voi, dacă castorul e așa trist, săracul. Mă, castore, și altă e mișto, mă, și altă e mișto. Cred că să zic că tu ai fi pe locul 2. Pe locul 3... Pe locul 3, nu știu, e interesant robotul acesta și alegi robotul. Pe 4, nu știu, din astea două, cred că pe Eddie, habar n-am, nu știu. Măcar niște felicitări din partea celorlalți pentru, pentru Dani, pardon, nu Dariusel, că Dariusel, uitați-l, săracul e mort pe aici în cadă. Felicitări, felicitări, felicitări. Bă, dar nu e bine, că Dariusel are acelea skin de capibara, înseamnă că Dani nu mai câștigă. Cum să aibă skin nou Dariusel? Urât. Câștigă Dariusel! Da, câștigă Dariusel, deci Dariusel nu participă Dariusel și câștigă, se pare. Bun, și am revenit cu runda a doua din legendare și hai să vedem cine are legendarea mai frumoasă de aici. Deci vedem că avem mumia asta, avem panda ăsta, avem curcanul ăsta sau ce era el, îl avem pe Spider-Man ăsta, Spider-Man, Superman. Și avem și aici un taur sau ce-o fi ăsta. Hai să trecem de data asta, hai să începem din partea dreaptă. E pormic stret, în fine, hai să trecem în partea asta, dar acum începem de aici, pentru că data trecută am început de la Eddie, acum începem de la Lux. Lux, spune-mi și tu povestea acestui skin, de ce ți-ai ales skinul acesta de pormic stret sau ce e taur? Spune-mi tu ce e mai întâi. Este un pormul stres care a fost folosit. Nu, sunt un pormul stres, da, asta zic, nu? Hai că știi dacă e ce e ăsta. Hai zi, lasă, nu te mai întreb ce e, că nici tu nu știi. Dar zi de ce ți-ai ales skin-ul. Este un pormul stres și l-am ales pentru că a fost în război. Ce ai făcut cu... Ai tăiat capul la porc, la pormul stres? La călărit. L-am călărit, a fost animalul meu. Și Spania. Și ai avut nevoie de hrană și l-ai omorât și ai păstrat capul ca amintire? Da. Am înțeles. Și... o mască. Ha? Bă, da, chiar vezi că e spaniol, chiar e din Spania, are dreptate. Da. Eu cream că glumește, măi, eu cream că chiar glumește, dar uitați-vă că are tricou spaniol, așa, numărul... Numărul 9 e Alvaro Morata. Bă, momentan, nu știu ce să zic, adică e interesant cât de cât, dar hai să trecem la Superman aici, bine că n-am mai zis iar Spider-Man. Bă, Superman, tu crezi că o să salvezi lumea și o să câștigi runda asta din nou? Hai, spune-mi de ce ți-ai ales tu ăsta, pentru ce ți l-ai ales? Te crezi super erou? Da, mi l-am luat pentru că îmi place să-l folosesc pe bloc, deci ca să zbor. Păi ce, mă, tu zbori cu ăsta adevărat, pe bune? Nu. What? Hai să trecem mai departe la curcanul ăsta care nu știu ce să zic despre el. Zic, de ce ți-ai ales skin-ul acesta? Deci eu mi-am ales skin pentru că a trecut prin al doilea război mondial și a trăit 100 de ani. Și mă, curcanul ăsta a trăit 100 de ani și a trecut și prin al doilea război mondial și a rezistat? A rezistat foarte mult, a rezistat. A rezistat foarte mult. Și ce, tu crezi că o să câștigi astăzi concursul, adică a doua rundă? Păi am ajuns la concursul ăsta, am venit la concursul ăsta deoarece cred că azi e ultima mea zi de trăit. Am înțeles și poate te încălnește cu ceva câștigul ăsta, nu? Dacă o să fie. Doamnă. Am înțeles. Hai să trecem mai departe, trecem la Castor care este un panda. Ia să vedem. Îl vedem așa, mama e și șapcă, ți-o porți ca trepărul, ești șmecher tu. Da, cum să nu? Ia zi, Castor, spune și tu o poveste despre skin-ul ăsta, că trebuie să ai o poveste, ce ți l-ai ales? Ăsta este un panda care merge foarte rapid. Vrei să vezi? Bă, păi, dar eu nu știam că urșii aleargă. Păi da, e special. Skin-ul ăsta e drăguț, chiar e drăguț. Ar părea să fii tu, când te aud așa vorbind, chiar ai părea să fii tu, cred că ți se potrivește skin-ul acesta. Dar, hai să trecem mai departe, că încă nu zic care o să fie câștigătorul și locul 1, locul 2 și tot așa. Hai să trecem și la Eddie, care este o mumie venită tocmai din... De unde ești tu venit, ea? Păi, din baie. Din baie. Păi ce ai făcut, bă? Ți-ai pus hârtia igienică, te-ai înfășurat de hârtie igienică și ai venit aici la concurs crezând că o să câștigi? Te-ai mai și pictat cu albastru, văd. Asta e o întâmplare. Asta e o întâmplare? Aolo, cred că s-a întâmplat ceva nasol la baie, de ești tot înfășurat de hârtie igienică, nici nu vreau să zic. Bine, nu mai spune mai multe, că chiar nu vreau să aud ce se întâmplă, dar Dani, vine înapoi că trebuie să anunțăm câștigătorul rundei de astăzi. Pe locul 5, l-aș alege pe Floppy, că chiar nu-mi place curcanul ăsta, chiar e urâțel așa. Acum, hai să vedem între Eddie, Castorul, Dani și Lux. Bă, Lux e interesant, e interesant așa cum are și bijuteriile astea, chiar l-l avantajează mult, dar nu știu ce să zic, Superman e Caterinca și așa că na, e Superman până la urmă, are și părul mișto făcut, văd că e așa, salvează lumea, Castorul chiar îi se potrivește, chiar pare că ar fi el după voce și așa și e drăguț skinul acesta și cu șapca asta în cap și Eddie chiar pare foarte interesant skinul acesta, dar nu știu ce să zic de mumie și de restul. Floppy, tu cine ai zice să fie, Castorul care este skinul acesta, Eddie sau Dani sau Lux? Deci fii atent, Floppy, tu ai ieșit locul 5, cine să fie locul 4 dintre ăștia sau care îți place ție cel mai mult? Care îți place ție cel mai mult? O să țin cont de părerea ta. Eu! Îmi place cel mai mult Castorul deoarece seamănă cu Usain Bolt. What? Bro, what are you talking about, man? Cum bă să semene asta cu Usain Bolt? Pe Usain Bolt e panda sau ce? Da.
Așa, am înțeles. Bă, nu știu de afirmația asta, dar ai făcut totul, dar este cam ciudată. Plopi, te-am cunoscut eu prin război. Cred că te cunosc. Ești tu curcanul ăla care a trăit mai mult decât trebuia. Că tu ai fost acolo, bătut prin război și încă ești aici. Păi ce faceți, bă? Ați trecut amândoi prin război? Ați fost în același război, mă, amândoi? Da, foarte greu a fost. Dar de ce vorbiți unul cu spatele la celălalt? Bine, ăsta e spre tine, dar tu ești cu spatele lui. Uite-te și tu spre el când vorbești. Nu voie. N-ai voie, se rușine? Da. Sincer, l-aș alege, ar fi... Hai mă, să-i dăm punctul lui Castro totuși și să alegem pe locul 2 pe Superman. Locul 2 Superman după Eddie și după Lux. Deci, nu ești ultimul, ești penultimul. Dar dacă Castor, felicitări, cred că ai câștigat și tu ceva odată în viață, că din păcate Castorul ești copil toxic și așa. Castorul nu merită! Oricum, eu sunt cel mai bun, o să câștig și runda finală, pentru că sunt cel mai bun. Am auzit, băieți, deci câștigă Castor runda finală. Bă, nu știu ce să zic de asta, dar hai, chiar sunt curios ce va alegeți voi în următoarea rundă, să vedem dacă vă pregătiți sau nu. Până acum, Dani are un punct, Castor are un punct. Dacă ia altcineva în afară de ei doi, cei trei care au luat punctele, o să vă duelați voi trei, după o să rămână două persoane și tot așa. Adică atunci când o să rămână trei persoane, deci dacă câștigă ori Floppy, ori Lux, ori Eddie, ceilalți care au pierdut o să dea note la toți alături de mine și o să fiți în jurul practic, deci da, hai să vedem. Bun, și s-ar putea să fie runda decisivă, runda finală, dacă câștigă Dani sau Castru. Deci voi dacă câștigați să termină meciul, dacă câștigă altcineva, ori Eddie, ori Floppy, ori Lux, înseamnă faptul că o să se facă decizia între ei, o să participe doar ei încă o rundă, după mai participă încă două sau vedem cum facem. Habar n-am, dar momentan hai să vedem că nu se știe dacă să mai fac runde în plus sau nu. Hai să începem de la jumate, acum începem de la Floppy. Floppy vedem că este un gummy bear verde, se asortează cu harta, sincer. Bă, s-a mișcat dar eu sel cumva acolo. În fine, Floppy, spune-mi de ce ți-ai ales tu acest skin de gummy bear. În primul rând nu e un gummy bear, e un candy bear, ok? În al doilea rând mi-am ales acest skin deoarece este făcut din bomboane și m-au lins peste 100 de fete. Boy. What? Mamă! Auziți mă la el. Bă, s-au de Daruxel, mă? Bă, Daruxel. Daruxel? Daruxel? Bă, uitați-mă că se mișcă, ce faci mă, Daruxele? De ce? Daruxele, dar tu ce cauți pe aici? De ce nu participi? De ce stai aici și asculti ce vorbim noi? Ce jurat ești mă tu, Daruxele? Eu sunt juratul Darumil, yeee! Ce mă, vrei să dai și tu note acum? Ia, vino încoace. Hai mă, Daruxele, să dăm note, deci ai auzit bine că a zis Floppy că l-au lins peste 100 de fete, că de-aia ele candy bear, gummy bear, habar n-am ce. Bă, Daruxele, ești pus pe glume astăzi. Hai să dăm mai departe, zi pe cine alegem noi acum. Pe cine vrei să... De fapt, spune-mi ce părere ai tu de skin-ul lui. E un skin bun sau nu? Crezi că va putea să câștige meciul? Da, mă, și în primul rând nu este un candy bear, este un gummy bear. Așa ziceam și eu, chiar așa ziceam și eu. Adică eu văd aici că e chiar un gummy bear pe bune. Eu dau nota 1. Nota 1, bă, Daruxele, bă, nu fi bă așa, bă, și nu-i mai dau la, ia uite că te bate și el acum, facem gala RXF în următorul episod, se pare. Bă, deci Daruxele a dat nota 1, Daruxele, hai să mergem mai departe, pe cine vrei să luăm, pe Castru, pe Eddie, pe Dani sau pe Lux? Pe Castru, păi tu vrei să câștige Castru, bă, eu nu, ia pleacă mă de aici, Daruxele, că ronda asta nu zici nimic. Bă, deci Castru este tot un astronaut, bine, n-a fost astronaut mai devreme, dar, da, ia să vedem. Da. Bă, pleacă-mă, Daruxele, nu se pune. Castore, taci, Daruxele. Daruxele, ia pleacă-mă de aici, du-te la o parte, fugi de aici. Fii atent, Castore, spune-mi de ce ți-ai ales tu skin-ul acesta? Pentru că este un astronaut care merge pe lună. Și ai mers tu pe lună cu el? Da. Mamă, ce tare ești, Castore. Ai dovadă? Da. Hai că ai dacă e. Bun, hai să trecem la Eddie mai departe. Bă, și skin-ul ăsta este interesant, dar nu știu ce să zic între voi doi. Cred că aș alege gummy bear între voi doi. Sau habar n-am, bă, nu știu. Parcă l-aș alege tu pe Castru. Dacă l-aleg pe Castru să termină meciul și pa. Hai să trecem mai departe la Eddie. Eddie, fii atent că în episodul trecut mi se pare că ai participat. Nu, da, ai participat și tu. Și din câte țin minte, cineva dintre voi a avut skin-ul ăsta, dar nu mai știu, parcă Capibara l-a avut, că zicea că e iepurilă, că nu știu ce. Eddie, spune-mi ce crezi tu de skin-ul ăsta al tău? Crezi tu că o să câștigi asta și spune-mi de ce ți l-ai ales? Păi mi l-am ales deoarece a fost și Paștele acum și da. Da, ești un iepuraș de Paște și ai dus cadou la Daruxel. Daruxel, a venit mă iepurașul la tine? Da,
venit, că mi-a arătat. Aș l-a venit la mine și mi-a adus multe chestii. S-a adus multe chestii, purașul, bă, nu știu dacă ți-a adus ceva, dar Rusele probabil s-a adus Stumble pe sola și eu am fost ăla. Bun. Hai să trecem mai departe. Bă, Cascule, taci mă cu gemurile tale. Ia, lasă-l. Bun, Eddie, fii atent. Skinul acesta e interesant, că mi se pare că mi-a plăcut atunci. Din câte țin minte, parcă mi-a plăcut la capibara. Parcă el câștigase runda sau habar n-am. Nu mai știu cine. Nu, ai câștigat tu o rundă, parcă, și Mugu două, parcă, atunci. Hai să trecem mai departe la Dani. Dani este o fantomistă. Bă, Dani, crezi că bântui pe cineva aici? De ce ți le-ai ales skinul ăsta? Pentru că în fiecare an de Halloween vin să te bântui. Păi, pe mine nu m-a bântuit nimeni de Halloween. Cum adică? Te bântui eu. Bun, Dani, deci ai zis că mă bântui, că nu știu ce, nu m-a bântuit nimeni de Halloween, dar tu crezi că o să câștigi? Da. Ok, hai să trecem la Lux mai departe. Nu știu de tine, dar bă, dar să le vrei să faci tu prezentarea la Lux, mă, că hai să vedem dacă știi tu să prezinti. Ia vino încoace să-i faci tu prezentarea la Lux, să vedem dacă ai tu o poveste interesantă, să-l avantajezi să-l faci să câștige meciul acesta. Deci dacă câștigă Lux meciul ăsta, trebuie să-ți dea un stumble pe, nu știu ce trebuie să-ți dea. 1000 de gemuri trebuie să-ți dea, Darusele. Ia fă tu o prezentare. Skeleton super erou din anii vechi, din anii 1600. Și dacă vezi acolo, are la cap o crăpătură. Tu nu vezi că râde de tine, bă, dar haha. Da, mă, și dacă la cap are o crăpătură. Crăpătura aia a fost acum 1100 de ani, când se lupta cu un monstru. Am înțeles nimic din ce ai zis. Zâmi, bine, nu mai contează asta. Dar hai să vedem cine câștigă runda aceasta. Bă, e o rundă foarte strânsă, adică habar n-am, nu știu cine ar câștiga. Dar, bă, sincer să vă zic, cred că chiar îmi place skin-ul lui Castro cel mai mult, sincer să vă zic. Și dacă câștigă Castro runda asta, înseamnă că o să câștige tot meciul și nu se mai facă runde extra. Deci, Castro... Cu tine. Mamă, să mai dăm și unul V1 Castor azi, dăm unul repede. Da. Sau dăm pe alt videoclip, că dăm pe alt videoclip, că i-am promis și lui Darusel că mai dăm și dai tu cu Darusel în alt videoclip. Nu e mai bine așa? Da, mă, da, Castor în altul. Auzi, mă, Castor, așa zice și Darusel în altul. Bine. Deci eu zic că e mai bine în altul, că pe ăsta lungim prea mult videoclipul și nu prea e bine, Castor. Te bat. Deci Castor, da. Ești câștigătorul acestei runde, Darusel, ce părere ai că ai câștigat? Castor și a câștigat tot meciul, nu doar runda asta, că am câștigat o rundă. Așa l-am învățat eu. Tu l-ai învățat, tu ai ales skin-urile, nu? Tu ești designerul lui, nu? Castor, felicitări, ceilalți, nu știu, puteți să-l felicitați și voi dacă sunteți de treabă sau nu sunteți de treabă cu Castorul. Castor, bravo! Da, deci doar da... Bravo! Am crezut că doar... Spargi, restul deci da, băieți, cam atât a fost și cu videoclipul acesta. A câștigat Castorul, după cum puteți vedea, a venit și Darusel pe la final. Nu știu de ce n-a fost aici. N-a vrut el să participe de la început, dar la final a venit să-l ajute pe Castorul și se pare că Castorul chiar a câștigat, adică ajutorul la momentul cel mai potrivit a venit. Și da, bă, băieți, cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Probabil eu zic că ați făcut-o dacă v-ați uitat la videoclipul ăsta, adică până la final 100% sunteți și abonați. Dați acolo un like dacă încă n-ați făcut-o. Lăsați acolo în comentarii cine credeați voi că o să câștige, adică cine v-ați dorit voi să câștige, adică în prima rundă ziceți o persoană, în a doua rundă la fel, în a treia rundă la fel și în total cine ar fi câștigat pentru voi. Chiar scrieți-mi acolo în comentarii cine a avut cele mai frumoase skin-uri. Și dacă vreți și voi să participați, nu uitați, vă aștept pe Discord și o să anunț acolo, poate fac episod chiar cu voi, ediție specială doar cu abonați. Adică și ăștia sunt abonați, dar până la urmă știți că sunt copii toxici, unii dintre ei, unii sunt și abonați și tot așa, dar o să fac și cu alte persoane dacă dați like, subscribe și intrați acolo pe Discord când vă anunț eu. Și da, cam atât, pa, pa. Și acum să-l auzim pe Darusel.